destul de dificil să prezint o activitate de 3 ani în câteva minute. Am încercat să fiu cât mai sintetică, mi-am prezentat planul. Este o etapă intermediară, așteptăm mai departe să vedem. Acel proiect legislativ privind acordul de recunoaștere a vinovăției? În prezent, acordul de recunoaștere a vinovăției prevede o limită a pedepsei de 7 ani. Majoritatea infracțiunilor pe care noi le investigăm depășesc această limită de 7 ani. Și atunci o modificare legislativă ne-ar ajuta ca și în cazul, spre exemplu, ar infracțiunilor de luare de mită, spălare de bani, să putem să aplicăm această instituție. În practica noastră din ultimii ani, de foarte multe ori, inculpații au dorit să întocmească astfel de acorduri de recunoaștere a vinovăției, dar din cauza acestei limite prevăzute în lege nu s-a putut încheia. Ce proiect aveți în vedere, ținând cont de ultimele modificări date de decizia Curții Constituționale? În primul rând așteptăm acea suplimentare a posturilor de poliție și suplimentarea bugetului, după care o să decidem în cadrul direcției dacă vom replica la toate serviciile teritoriale sau o să întărim cele 4 centre zonale pe care le avem și în prezent.